Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Cătălin Cornea și tocmai m-ați prins într-un moment în care exersam cu câinele meu exercițiul de așteaptă în interior. Așteptă. Astăzi tocmai am inițiat exercițiul de așteptare cu o femeluță de Akita japoneză în vârstă de 5 luni de zile. Se numește Nara. Și culmea că tocmai pe acest exercițiu ne concentrasem atenția, împreună cu stăpâna ei, Corina. Acest cățeluș pus pe șot i-a trebuit temperat pentru a putea să învețe despre ce este vorba cu acest exercițiu. Tocmai de aceea m-am gândit să începem astăzi prin a vă arăta câteva lucruri cu Tipi-Tip, care este un cățel în vârstă de 7 ani de zile și totuși exersez mai departe acest element de dresaj de companie, și anume rămânerea pe loc. Elementul de noutate în această situație cu Tipi-Tip este faptul că l-am pus pe un suport, este un pic alunecos, tocmai de aceea am pus un covoraș și m-am gândit să fac o așteptare prelungită. Trebuie să învățăm câinele că și atunci când avem alte preocupări, el să rămână liniștit acolo și să putem să mergem mai departe cu construcția noastră. Însă, ce vreau astăzi să facem, dacă tot ne-am apucat de acest exercițiu interesant, este să repetăm comanda așteaptă, începând de la simplu la complex. Vom vorbi despre această comandă de rămânere pe loc, pentru că aceasta este utilă în dresajul nostru de companie în diverse situații. Mergi cu câinele la magazin, îl lași acolo și trebuie să rămână cu minte. Vrei să car niște obiecte dintr-un punct A într-un punct B și totuși câinele vrei să rămână pe loc liniștit. Vrei să-i dai mâncarea și să nu sară pe tine călare, să-ți dărâme toate boabele pe care vrei să-i le dai pentru că este prea exaltat și prea înnebunit de dorința de a mânca. Și atunci îi spui să rămână pe loc liniștit și mergi mai departe cu construcția. Va fi interesant să vedem în clipul nostru de astăzi ce fel de pași trebuie să urmăm pentru a face câinele să rămână din ce în ce mai mult pe poziție și să înțeleagă de fapt ce vrem de la el. Bineînțeles că putem să facem acest lucru doar folosind tehnica specifică de dresaj de învățare. Sunt mai multe căi prin care poți învăța câinele, însă pe cât posibil în acest clip, astăzi vom învăța câteva dintre ele, ceea ce puteți și voi să faceți acasă exersând cu câinele pe care îl aveți. Veți putea să întrebați orice ceea ce nu înțelegeți din acest clip în secțiunea de comentarii. Totodată vă invit sus acolo, este vorba de subscribe, este vorba de clopoțelul acela care vă ajută să aflați în timp util când va fi un nou clip urcat pe acest canal și astfel să fiți la curent exact cu actualitățile de pe acest canal de YouTube. Sunt Cătălin Cornea, rămâne să începem cu începutul. M-am dus desigur să mai recompensez câinele un pic. Este important când este pe poziție de așteptare să dați un așa zis positive reinforcement, o întărire pozitivă pe această rămânere într-un singur punct, acolo unde este pus. Secretul, micul secret care facilitează învățarea câinelui mai rapidă este că punem acești cățeluși pe suporturi, pe suprafețe mai înalte, acolo unde rămân ceva mai stabil. Unii rămân dintr-o ușoară nesiguranță, alții rămân din simplă bucurie că sunt pe un punct mai înalt și le place, și altora le poți explica foarte ușor unde greșesc, când greșesc, de ce greșesc, și anume că depășesc acea margine înaltă. Îi inviți înapoi, în acel moment încep să se prindă de faptul că trebuie să rămână în acel punct și să nu depășească marginea care delimitează acel spațiu. Că tot vorbim despre dresaj și despre secretele prin care putem să învățăm un câine să facă tot felul de lucruri, există câteva trucuri pe care inclusiv dresorii de film de la Hollywood le-au folosit pentru a determina câinii să rămână în așteptare. Dacă vă aduceți aminte, în filmul Hachiko cu Richard Gere, câinele
Achita stătea pe acel rondou în fața gării și și aștepta stăpânul. În multe alte filme, câinii au fost puși pe suporturi care facilitau rămânerea pe loc, chiar și la distanță. Acolo, pe rămânerea pe loc la acea margine, dresorii puteau să lucreze cu câinii lor, puteau să le dea comenzi de la distanță și să facă tot felul de giumbuș lucruri. Totodată, dacă vă aduceți aminte când mergeam la circ în copilărie, toate animalele care erau dresate, indiferent de specie și de dimensiune, stăteau în așteptare puse de dresorii lor pe suporturi, pe niște suporturi rotunde, pentru a rămâne pe loc în timp ce dresorii lor exersau sau demonstrau cu alte exemplare. Așa că trucurile în dresaj sunt întotdeauna importante și e important să te folosești de decor pentru a facilita învățarea. Animalele și în cazul nostru câinii despre care vorbim învață mult mai repede dacă te folosești de aceste decoruri, de aceste trucuri. Întotdeauna când înveți câinele ajutându-te de decor, efectiv poți evita inclusiv conflicte psihologice cu acești elevi cu care lucrezi, tocmai pentru că ai elemente ajutătoare care îl fac pe cățeluș să înțeleagă mai repede ce vrei de la el și de ce intervii atunci când el este într-o eroare. Dar începem cu începutul. Prima dată poți lucra cu câinele în lesă. Poți să-l înveți să se așeze într-una din poziții și după aceea poți să te duci de jur împrejurul lui având lesa în mână și să îl determini să rămână un pic pe loc. După care ai ocazia să recompensezi. Spui șezi. Bun. Ține cu o mână de lesă. Da? Nu-i da nimic. Ține cu o mână de lesă și simulezi plecare. Îi spui șezi între timp. Dar ține mâna acolo să... Așa, ridică. Așa și îndepărtează-te un pas. Nu? Ridică de lesa înapoi. Așa. Și spui șezi. Despre asta e vorba, da? Te mai dai un pas înapoi. Îi spui șezi între timp. Și un pas și încoace. Exact. Șezi acolo. Exact. Și mai faci o dată. Bun. Laudă fata un pic, îi dai recompensa acum. Și apoi pleci. Și apoi pleacă. Spune, e liber. Bine. De jur împrejurul. Încă o dată. Stai. Și încă o dată. Da, așa, să vezi că nu mai influențează mișcarea ta și îl aruncă în zona aia. Bun, laudă-l și dă-i liber. Cheamă. Bine, ridică. Așa, bun. Așa, te duci în lauză, îl mângâi și dai liber. Liber în iarbă. Liber.